Salut, Florin! Felicitări! Presupun că e una dintre cele mai frumoase seri din ultima vreme pentru tine. Iată, omul meciului după prima victorie și obținută chiar la București cu Dinamo. Greșesc cu ceva? Da, bună seara! Nu greșiți cu nimica. Da, ne bucurăm că în seara asta am spart gheața în Liga 1. După o revenire de 12 ani, UTA a câștigat în Liga 1. Ne bucurăm. Mă bucur că am adus un aport important echipei și pe mai departe sper să o ținem tot așa. Cum a fost să reziști asaltului pe care l-a declanșat Dinamo în repriza a doua? Sincer să vă spun, din minutul 60 n-am mai văzut portar să aibă crampe. Am avut o grămadă de crampe, dar am rezistat asaltului Dinamo. Dinamo o echipă bună, cu jucători de calitate și am ieșit învingători astăzi. Da, de ce spunea Tomozei să dai bandera la jos? Nu știu, cred că o vrea el. Da? Da. E un succes și în clasament, evident, dar și de moral, mă gândesc, nu? Clar, clar. Am și vorbit cu băieții că dacă nu batem acum, ajunge pe loc de retrogradare și asta nu ne dorim. Noi ne dorim să ajunge cât mai sus, pentru că UTA nu este de subsolul clasamentului. Dar îi spunea acum albului Giuși Balint să pună nu știu ce melodie în vestiar. Nu știu. Că albul acum a venit la echipă și... Păi nu știu că ce... știe intimitățile. Da, nu, poate are el, care a avut la Chiajna sau la unde a jucat, la Clincieni. Da, așa cum vezi sărbătorii? Astăzi, în seara asta, că mâine o luăm de la capăt. Mulțumesc și felicitări încă o dată. Mulțumesc și eu.